Salutare prieteni, invitatul meu de astăzi este omul de afaceri, Doru Borșan, antreprenor care nizează foarte tare pe inovare și pe Smart Cities. Bună ziua, bine ați venit la Via Cluj TV. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Domnule Borșan, de ce Smart Cities? Pentru că ne aflăm într-o perioadă destul de dificilă și trebuie să interacționăm altfel decât am făcut-o până acum. Datorită pandemiei, Implementările și necesitatea implementărilor tehnologiilor digitale, smart city și nu numai, devine o prioritate cotidiană, atât în rândul autorităților publice locale, cât și în rândul nostru, a cetățenilor. Interacțiunea noastră a fost destul de dificilă. Sperăm să nu dureze până vom ne vom întoarce la normalitate, dar asta nu depinde doar de noi. De aceea, încercăm noi, cei din familia tehnologiilor digitale Smart City, să interacționăm prin intermediul dumneavoastră cu toți cei interesați de tehnologiile noastre. Și cred că în perioada următoare, asta și datorită fondurilor care vor veni de la Bruxelles, va fi mult mai ușor ca absolut orice autoritate publică locală de la nivelul comunei cel mai mici până la orașul până la București să poată să dețină astfel de tehnologii pentru a facilita a ușura și de ce nu a trece într-un alt nivel next level al interacțiunii între serviciile din cadrul autorităților locale și data publică locală și cetățeni. Putem să vorbim de un proces de transformare digitală a societății. Da de fapt despre asta este vorba. Vreau să vă spun, noi am început interacționarea cu municipalitățile de vreo 4-5 ani de zile. Grupul nostru are circa 6.000 de clienți în toată Europa și dincolo de ocean. Și am ajuns în România acum 3-4 ani. A fost o perioadă foarte grea pentru că digitalizarea acum 3-4 ani, înainte de pandemie, era un subiect destul de rar. Frumos, foarte tabu. dar foarte, da. foarte greu de abordat. Da, e bine, de când cu pandemia, mă bucură faptul că toată, absolut toată lumea are o deschidere totală față de tehnologii, față de schimbarea ritmului de, de, de interacțiune, a modalităților de interacțiune și asta va duce la, până la urmă la digitalizarea întregii societăți de sus până jos, de la stânga la dreapta. E doar o chestiune de timp. Ne puteți da câteva exemple de hmm. tehnologii din familia celor de tip Smart Cities pe care le dezvoltați? Sigur că da. Este vorba de două, trei tipologii pe care noi le deținem. Începând de la tehnologia Infra 3D Ciclorama, care de fapt pune la dispoziția autorităților publice locale orașul în 3D sau poetic spus punem orașul în palmele administratorilor, scanăm orașul și practic toate serviciile din cadrul primăriei pot interacționa cu datele procesate de către noi la orice oră, în orice locație, chiar și după ce termine ore de lucru. Acestea se pot descărca inclusiv pe, pe telefon, pe tabletă. Deci ei pot interacționa cu colegii lor dacă cumva există anumite, eu știu, Problematici care apar după terminarea programului, dar mai mult decât atât, cel mai îmbucurător și mai eficient lucru este faptul că, repet, a informat 3D orașul scanat și poți să vezi de la înălțimi lățimi fața de diferențe de nivel, gradul de inundabilitate, care este un, o informație esențială și vitală pentru orice comunitate. De asemenea, informații colegându-ne cu satelitul, ne întoarcem asupra localității și oferim informații, inclusiv geospațiale, putând cuantifica și procesând date despre spațiile verzi, bulevarde, locuri de joacă pentru copii, parcări, toate informațiile necesare pentru a putea planifica viitoare bugete și a controla, să spunem, sau a vedea investițiile în curs și cele viitoare. Practic putem să spună că dumneavoastră cu această tehnologie creați un oraș digital care este copia fidelă a orașului real? Da, absolut, absolut adevărat, doar că oamenii de fapt cei care administrează și până la urmă dacă vom crea o parolă generală de interacțiune împreună cu autoritățile locale, <coughs> inclusiv cetățenii vor avea posibilitatea de interacțiune cu aceste, cu aceste imagini, <coughs> participând efectiv la la buna guvernare, la administrarea orașului, venind probabil cu idei unele poate chiar extraordinare, dar asta depinde doar de autoritatea locală, dacă își va dori acest lucru, bineînțeles. La Cluj avem acest proces de bugetare participativă în care oamenii propun proiecte, votează și administrația locală și angajamentul să aloce prin mecanisme democratice, bineînțeles prin votul Consiliului Local sume pentru concretizarea celor proiecte care sunt necesare de cum sunt socotite necesare de către comunitate iată că poate aceste informații vor ajuta la îmbunătățirea acestui proces de dialog între cetățeni și cei care conduc orașul. Da, Clujul este un exemplu pentru toți în România pentru că a făcut un salt extraordinar în ultimii ani vis-a-vis -vis de implementarea tehnologiilor Smart City Domnul primar Boc are o deschidere uh, extraordinară, uh, colaboratorii de la fel, uh, rezultatele se văd, uh, este un exemplu pentru toți, pentru toate administrațiile din România. Uh, deci, important este să-și să dorească. Vremea schimbării, zic eu, și a implementării tehnologiilor digitale este acum. Uh, se dorește un, un, un restart, se dorește transparență. E bine, dacă dorim să ajungem la acea transparență în administrațiile care visăm cu toții, Uh, asta se poate face doar cu ajutorul uh, tehnologiei. Anul trecut, Clujul a fost în uh, cursa pentru titlul de Capitală Europeană a Inovării, a uh, ajuns în finala europeană, a pierdut, uh, <coughs> dar uh, trebuie să ținem cont de faptul că una dintre temele majore ale concursului de anul trecut a fost inteligența artificială. Trebuie să ținem cont pentru că, dacă dorim să candidăm din nou cu succes, de data asta, va trebui să pornim de la ceea ce a făcut uh, diferența anul trecut. De aceea, aș vrea să vă întreb dacă soluțiile pe care le propuneți dumneavoastră includ și această posibilitate de a incorpora inteligența artificială. Da, unele dintre produsele noastre au la bază inteligența artificială. Avem un produs care, practic, procesează date despre și furnizează date despre calitatea drumului, a rețelei rutiere. Tot produsul se bază cap-coadă pe inteligența artificială. De asemenea, avem în, în patrimoniu produse care identifică gradul de poluare la nivelul orașului, sunt uh, puse în diferite zone ale orașului aceste, să spun, aparate speciale care, în afara faptului că identifică gradul de poluare, Uh, practic sunt uh, au rolul de a încărca atât uh, uh, bicicletele electrice, unde am înțeles că Clujul lucrează deja la un proiect, dacă nu deja l-a și implementat. Biciclete, trotinete uh, și mașini electrice. A, ca a, a să... Așa, Noi vom aduce un, uh, un plus de valoare la, la, acest domeniu, dacă se dorește, bineînțeles. Deci, da, în uh, patrimoniul uh, produselor noastre există și produse care se bază pe acest, astfel de tehnologii. Uh, este viitorul. Uh, care... Dați-mi voi să vă contrazic, cred că este prezentul, pentru că vedem deja uh, cum se încălzește, cum se umple clujul de trotinete electrice. Există și aplicații de pe care le putem rezerva, de biciclete electrice nu mai vorbim și cum orașul nostru are un relief colinar, uh, practic ele și reprezintă și cea mai potrivită soluție pentru mobilitatea urbană, pentru că dacă dumneavoastră, de exemplu, vreți să mergeți pe bicicletă din punctul A în punctul B, aveți o întâlnire de business, sau eu uh, mă duc uh, să fac un interviu. <coughs> Nu putem să pedalăm la o bicicletă obișnuită ca să ajungem pe dealul ombului sau pe cetățuie sau în altă parte pentru că ajungem transpirați, nu, nu suntem în starea potrivită pentru a relaționa cu oamenii, dar cu o bicicletă electrică am putea să ajungem acolo fără probleme și mai repede decât cu mașina. Da, așa este. Deci, oricum Clujul este, părerea mea la ora aceasta, numărul unu din punct de vedere al implementării și al atracțiunii, un exemplu pentru toți, pentru toți primarii ar trebui să fie și eu cel puțin oriunde merg în țară dau exemplu ca și de bună practică Clujul. Sigur, vorbim despre, nu vorbim de viitor, vorbim de prezent, într-adevăr, dar uh, și prezentul și trecutul trebuie să modifice, uh, și prezentul și viitorul trebuie să modifice uh, cu trecutului. Deci uh, ar trebui să toți deținătorii de tehnologii să, să, să creăm o, să spunem așa, o, o, o asociație, împreună cu asociația Smart City de la București, și să practic în următorii ani, și a, pentru faptul că vor veni și foarte mulți bani de la Bruxelles pentru uh, inovare și digitalizare. Ar trebui să, să creăm niște programe clare. Esențiale, pragmatice, pentru a ajunge să implementăm pe toată suprafața României aceste tehnologii, pentru că va fi un, un, un salt atât de uriaș pentru administrația locală, un salt atât de curat, de transparent, va aduce cetățenii mai aproape de, de, de administrare ca niciodată, de cei care administra, administrează. Va crește și presiunea publică <coughs> pentru standarde de integritate, pentru standarde de mediu și așa mai departe. Lucruri care sunt normale, adică noi cu toții ne dorim o administrație tot mai performantă. Și, de fapt, lumea să știe un singur lucru, că aceste tehnologii nu fac altceva decât să aducă la buget enorm de mulți bani, să facă economii la buget, în primul rând. Deci, ele vor fi motorul viitoarei administrații publice și acest lucru se va vedea peste câțiva ani. Eu îmi doresc un singur lucru, să să încercăm, ca toți, printr-o unitate în jurul digitalizării, să atragem cât mai mulți bani din acești alocați pentru digitalizare de la, de la Comunitatea Europeană și, efectiv, să transformăm ceea ce înseamnă administrația publică locală în România. Și toate aceste tehnologii contribuie și la reducerea gradului de poluare, pentru că nu vedem aici un, la Cluj un exemplu deocamdată să spunem, care se aplică doar în centrul orașului. Primăria a pus acei senzori pe care i-ați remarcat și dumneavoastră în parcări. Poți să vezi pe aplicație unde sunt locuri libere, deci nu mai dai ture să arzi combustibil și să poluezi. Ai parcat și ai plătit prin SMS. Dar acesta nu este decât un exemplu foarte, foarte banal deja. Cred că lucrurile se pot dezvolta și mai mult. Dumneavoastră aveți cartierul general al grupului de firme în Târgu Mureș și în Mühend, de fapt aveți două cartiere generale, dar faceți parte din clusterul Transilvania IT bazat la Cluj și din alias Transilvania. De aceea vreau să vă întreb dacă există posibilitatea ca tehnologiile de care vorbim să și exporte modele de bune practici dintr-o comunitate în alta. Întreb acest lucru deoarece noi clujenii ne uităm cu Oarecare invidie, dar un sentiment pozitiv, nu unul negativ. Vrem să facem și noi la fel, la modul în care Oradea și a gestionat monumentele, un singur exemplu, sau modul în care Sibiu își gestionează patrimoniul cultural. Am vrea să facem și noi acest lucru la Cluj. Deja se întâmplă schimburi de bune practici între administrațiile publice locale, însă poate. Nu știu asta. Dumneavoastră va trebui să-mi răspundeți dacă aceste tehnologii ar putea să accelereze transferul de bună practici. Absolut. Este un, un proces irreversibil. Deci toată lumea va avea acces la informații. Absolut toată lumea. Important de știut este faptul că putem planifica și crea scenarii viitoare vis-a-vis -vis de investițiile bugetate de către o dată publică locală. O dau un exemplu. Am participat la un concurs de proiecte, subiectul era reamenajarea și remobilarea principalelor 5 bulevarde și a centrului orașului la Târgu Mureș. Au participat circa 100 de arhitecți din toată Europa. Noi am creat 100 de password-uri pentru acești arhitecți pentru a putea intra în direct în datele procesate de către noi, le-au descărcat în sistemele dânșilor și au început să se să, să creeze, să improvizeze. Aici o un loc de joacă pentru copii, aici schimbăm culorile uh, uh, arterelor sau eu știu a uh, fațadelor, a fațadelor. Uh, aici facem o parcare. A câștigat cineva din Praga, dacă nu mă înșel concursul, dar important de reținut este faptul că tehnologia noastră a fost folosită cu date procesate în orașul nostru sau al dumneavoastră la 3000 de kilometri, da? Și uh, ei au putut uh, să participe în fața uh, jurului după aceea cu produsul finit bazându-se pe date procesate în, uh, în 3D. Uh, a fost ca într-un joc. O dacă... nouă ipostază statului digital global. Exact, exact. Exact așa este. Deci vă dați seama, viteza cu care putem intercomunica. Se, se transformă societatea. Absolut. Ce v-a plăcut cel mai mult dintre proiectele care au fost <coughs> prezentate și, sau părțe din proiecte care au fost generate de acești arhitecți? Mi-a plăcut în primul rând o idee zic eu binevenită pentru, pentru orașul Târgu Mureș să transforme zona centrală în zonă pietonală cu diferite uh, activități bine definite, la care să participe, bineînțeles, uh, toți cetățenii orașului, dar în același timp, uh, reașezarea, remodelarea acelor bulevarde de care uh, practic era subiectul uh, acestui concurs, într-un mod uh, uh, în care pacea uh, sufletească parcă era prezentă peste tot. Adică o, o armonie între locuri de joacă pentru copii, o fântână artiziană, Uh, uh, eu știu zone specifice pentru persoanele uh, în vârstă. Deci, uh, de ce, mă gândesc, de ce trebuia să treacă 30 de ani să ajungem aici, să gândim atât de simplu până la urmă? Bineînțeles, tehnologia doar ajută, dar aceste idei, aceste, uh, uh, cum să spun, uh, arhitecturi noi, moderne, ele au existat întotdeauna, doar că au trebuit puse pe masa vieții. Poate aici cu Tehnologia te ajută comunicarea. Da, e adevărat, e adevărat. Eu cred că și aici va ajuta foarte mult uh, uh, digitalizarea uh, autorităților publice locale, și anume interacțiunea dintre uh, primari, servicii și cetățeni. Deci, uh, chiar dacă Clujul a, a făcut-o deja, dar se poate face printr-un. Uh, Uh, să spunem, dau, dau un exemplu: crearea unui password, unui password general, unui, unei parole generale, prin care poate să interacționeze cetățeanul din orice cartier al orașului. Și, uh, sigur, el vine și, până la urmă, cere ajutorul uh, autorităților pentru rezolvarea unor uh, nevoi din acea zonă. Nu știu, un semafor, o bancă, uh, o fântână. Aici ați pus sare pe rană pentru că, hmm. tocmai în această perioadă, există o dezbatere foarte intensă. Sunt câteva exemple de, așa nu în Cluj, e un hotel care urmează să fie construit pe strada Avramiancu, care a strânit mari proteste pentru că acea clădire a fost construită peste prima grădină botanică înființată la Cluj și încorporează și o parte din zidul cetății, zona în care se afla Casa Călăului, care era un monument istoric foarte frumos. A uh, răsărit o construcție modernă care nu place multor clujeni, care i-au cerut socotelă primarului. Am aflat până la urmă că acea aprobare a de la București, peste capul uh, Municipalității, însă poate dacă astfel de exemple de reinventare, reinterpretare urbanistică, nu vreau hmm. să folosesc cuvinte mari, mutilare, pentru că nu știu exact uh, cum va arăta uh, proiectul final, dar dacă aceste Tenologic. exemple de remodelare da, a spațiului urban vor putea să fie dezbătute prin forumuri, avem acum tehnologii de la Zoom la Facebook, uh, uh, probabil că nu vor mai apărea astfel de sentimente de revoltă, pentru că, iată, oamenii vor putea să fie consultați, vor putea să propună, poate, așa cum spunea dumneavoastră, modele mai bune și va fi un câștig și pentru investitorul care dorește să construiască acolo o funcțiune urbanistică și pentru comunitatea locală și scapă și administrația locală de bătaie de cap. Cu siguranță că este pasul următor care se poate face. Interacțiunea, oricum cu cetățenii duce la progres, gândiți-vă că vor fi probabil 50 .000, .000, .000 de mii, 100 de mii, 200 de idei și de uh, gânduri care poate să aducă progres. Sigur, ajunge doar o, o singură idee fabuloasă care să schimbe, uh, eu știu, uh, bunul mers al administrației într-o anume zonă a Clujului. Dar cred că toți acești cetățeni, dacă vor interacționa, uh, în primul rând interacționează pentru că vor să schimbe ceva în bine. Nimeni nu-și dorește un lucru rău acolo unde locuiește, acolo unde categoric, trăiește. Categoric. Deci, toată, toată, toată implementarea, dacă o luăm pe o bază pozitivă, cu siguranță că se va schimba totul în bine, dar viteza cu care se schimbă este fundamentală. Odată cu implementarea tehnologiei digitale, vor dispărea, în primul și în primul rând, toate cele studii de prefesabilitate, fezabilitate, zeci de tone de hârtii pentru, sau zeci de kilograme de hârtii pentru finanțarea unui proiect, toate astea sunt, fac parte din trecut. Ceea ce ne dorim noi este să le înlocuim cu un singur click, cu un singur mail, eventual cu un stick de informații care să ajungă într-o formă electronică mai departe, nu există și la cel care finanțează. Și așa mai departe, adică dacă avem încredere mm. să nu să dăm banii noștri virtual dintr-un cont bancar pe mâna unui software electronic, ar trebui să avem încredere să mutăm și documentația aceasta de pe hârtie în, în online, pentru că sunt tehnologii cum ar fi blockchain-ul care securizează foarte, foarte bine documentele. Practic nu poți să modifici un document criptat prin tehnologia blockchain și mai mult ceea ce spuneți dumneavoastră recalibrează și administrația publică pentru că mulți dintre cei care acum produc hârtii în administrație vor fi mutați în acel birou care va comunica cu cetățenii și care va colecta idei. Sigur și că din da. start avem o comunitate mult mai vie, mai efervescentă, mai în luminoasă. Rând, în primul rând, cel mai important lucru este faptul că tehnologia este dușmanul hârtiei. Deci este doar o chestiune de timp. Și vom ajuta uh, și planeta Pământ să respire un aer mai, mai curat. Puțin... Absolut. Deci vă dați seama, oameni buni, uh, într-un ciclu de 10 ani s-ar putea, sigur, dacă vom ajunge să implementăm cap poadă uh, aceste tehnologii, uh, s-ar putea să nu mai avem nevoie de hârtie. Și asta este un, un lucru extraordinar în comunicare, în primul rând. Categoric, uh, există și exemple. Bună în acest sens. În Estonia, de exemplu, poți să să-ți înființezi o firmă, să iei o identitate estoniană, o identitate în calitate de persoană juridică, o companie, de exemplu, sau un grup de companii, sau o asociație, și să derulezi toată interacțiunea cu autoritățile, inclusiv controlul fiscal online. Deci nu da. trebuie să ajungi în Estonia. Așa este. Exact, exact cum au participat acei arhitecți la un concurs în România, din birou de la el. De la ei e atât de simplu. Dacă aceste date interacționează la nivel european, uh, suntem în același timp în țări diferite. E doar ține de noi să dorim acest lucru, în cât timp, uh, dar bazându-ne pe aceste fonduri uh, europene care, care, care vor veni în perioada 2021-2027, suntem obligați pe undeva moral să o facem. Pentru că dacă în uh, ultimii 3-4 ani întotdeauna ne-am potignit, să spunem așa, la factorul financiar, pentru că da, Uh, totdeauna peste. costuri aceste transformări? Peste tot unde am fost, toată lumea a fost de acord că uh, este nevoie de schimbare, de nevoie de, de, de implementarea tehnologiilor smart city. Uh, sigur, a fost uh, o discuție aparte uh, identificarea uh, 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 resurselor financiare pentru a atrage aceste tehnologii, dar acum și acest lucru este rezolvat. Deci trebuie eu zic să, să, să profităm de această perioadă extraordinară și peste 4-5 ani să poate ne reîntâlnim în același studio și să, să vorbim despre altă Românie. Sau so, poți să avem aici holograme, cine știe. Absolut, absolut. absolut. <laughs> aici cum să vă spun, eu cred că trebuie să ne aliniem cu toții la această dorință de schimbare în bine, pentru că altfel cu toți banii aceștia la dispoziție, rămânem țara în care pe ușa unei instituții apare anunțul că declarațiile online se depun la etajul 2, la ghișeul 7. Uh, trăim și ciudățenii de genul ăsta, paradoxurile de genul ăsta, pentru că uh, autoritățile nu au creat un sistem unitar de baze de date care să interacționeze între ele, și acest lucru este revoltător pentru că în cluj avem undeva la vreo 26.000 de specialiști în IT care creează baze de date pentru mari corporații internaționale, <coughs> pentru bănci din Olanda, din Spania, din. Statele Unite ale Americii, care creează aplicații pentru roboți, care fac aplicații care încorporează algoritmi de inteligență artificială și așa mai departe, și statul român nu este în stare să vină cu o viziune unitară și să spună astea sunt datele, așa le integrăm, așa le utilizăm și astea sunt privilegiile pentru fiecare categorie de utilizator. Avem un potențial uman fabulos. Nu trebuie decât să ajungă să lucreze pentru țara lor. Deci noi oferim posibilitatea și sigur, chiar și astăzi uh, am fost împreună la, la Universitatea Babesboi. Uh, cred că aici este soluția. Proprietarii de tehnologii, cu universitățile, cu autoritățile locale, uh, trebuie să facă un lobby împreună pentru această schimbare majoră. Nu există, de unul singur, nu, nu ai forța, nu ai puterea uh, să faci schimbarea la nivel global sau național. Da, nici, eu știu, succese care nu duc nicăieri, dar per global e nevoie de, 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 de forță și forța cine de unitate. Oamenii își doresc acest lucru, vedem acest lucru cu fiecare aplicație pe care oamenii își o descarcă pe telefonul mobil. Este mai ușor pentru ei și mai ușor și pentru noi. Vedeți ce ușor, într-un an de zile, practic s-a revoluționat toată toată viața noastră. Cel puțin. Înainte nu plăteam cu telefonul, acum am aplicat în și plătesc. Asta este un exemplu. Al doilea exemplu, eu personal nu-mi luam nimic de pe online. Da? Până acum, anul trecut în martie, am început să-mi iau cămașă, am văzut că mi-a ajuns cămașa, nici banii nu mi-au fost luați mai mult decât trebuie. Și am început să cred în sistem. Și uite că astăzi, cred că 95% dintre împărăturile care le fac, le fac online și sunt chiar foarte mulțumit. Deci, Uh, lumea merge într-acolo. Deci dacă lumea merge într-acolo, haideți să, să ne adaptăm, haideți să, 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 să deschidem și noi uh, brațele în fața acestor tehnologii, pentru că ele oricum uh, n -avem cum, de, de, de viitor nu avem cum să scăpăm. E o chestiune, dar de timp. Eu nu mai vreau să se întâmple ceea ce am uh, trăit anul trecut, de exemplu, uh, la un minister în București, nu vreau să o dau numele, uh, venea un primar din nordul Moldovei, Uh, erau vreo 35 de grade afară, cu uh, un dosar de vreo 15 kg de. de, de uh, un proiect pentru finanțare, și în, uh, la preluarea dosarului eram, eram acolo din greșeală. Și funcționarea din acel minister l-a trimis la plimbare pe primar, că, vezi, doamne, nu era uh, sfoara nu era nu știu ce, sfoară specială pentru a uh, de prinde. Credină. Deci, așa ceva în 2020, vă rog să mă credeți, este aproape de. de, de uh, cum se spune de. revoltător. Deci, nu, 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 nu mi-a venit să cred, am a reacționat foarte direct, pragmatic și poate un pic dur, dar nu mai pot eu, nu mai pot accepta ca în aceste acestei țări uh, să trăim într-o astfel de. Uh, cum să spun, e un întuneric. Da, întuneric. nu? La, au fost situații în care un uh, serviciu de poliție rutieră, ca să programeze pe cineva la un examen pentru permisul de conducere, i-a cerut cazierul, în condiția în care cazierul este liberat tot de poliție. Adică da, da, asta da. e culmea absurdului. -noi, noi trebuie să facem în așa fel încât printr-un uh, un simplu click să obții absolut toate informațiile necesare. De la eu știu, o de construcție, la depunerea documentelor, toate trebuie făcute online, omul să le primească acasă, să nu mai stea pe la. Vă dați seama, doar timpul câștigat. Stai pe la cozi. Probabil că am pierdut ani de zile la cozi. Cozile ne a trimis și ne-a moștenit Ceaușescu. Haideți, domnule, să, să schimbăm ceva, că acum avem marea ocazie să facem această schimbare. În fiecare minut, în fiecare secundă, tehnologiile avansează. Apare o nouă aplicație, apare o nouă posibilitate de a nu mai face ce am făcut. Trebuie doar să reacționăm pozitiv în față, să le implementăm, să le luăm, să le uh, adoptăm înspre binele nostru. Categoric, câștigăm asezită. timp, bani, respect reciproc, probabil, uh, și, 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 și să nu mai spun de, de, de uh, potențialul, repet. Noi trebuie să folosim enorm potențialul uman, studenții noștri, incredibil de inovatori. De, de, de doritor de a, de a se implica în fenomenul digitalizării al tehnologiilor. Uh, pleacă o grămadă de tineri în străinătate. Mulți au ajuns în, în Silicon Valley de parcă noi n-am avea nevoie de ei. Avem Țara nevoie, nevoie. Categorii, categorie. Țara are nevoie de ei pentru că cu ei putem revoluționa felul nostru de a exista, de a fi, zi de zi. Aici sunt perfect de acord și noi simțim cum și publicul nostru se Mută în online și pentru, aceea, pentru acest lucru le suntem recunoscători tuturor celor care ne urmăresc și la această emisiune. De aceea vreau să spun că sunt onorat să avem acest dialog și îi invităm și pe cei care ne urmăresc să ni se alăture în data de 25 martie. Vor găsi în scurtă vreme toate datele pe viacluj.tv la o conferință dedicată Smart Cities eu cred că este un bun prilej pentru a conecta diferite comunități, diferite entități și din domeniul privat și din domeniul universitar și din domeniul administrației. Până atunci vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.